cum e asta. Mamă, cum arată ăsta? E cel mai bun, frate. Salut, rămâne și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi o să filmăm niște rețete de ovăz, adică porici, pentru că mulți m-ați întrebat... Pentru că mulți m-ați întrebat cum îmi prepar eu ovăzul, astfel încât eu m-am gândit să vă arăt astăzi niște rețete speciale. Mai întâi apple pie porici, după care Oreo porici și după care vreau să facem o prăjitură cu nectarine foarte bună. Dar înainte de toate vreau să vă rog să lăsați un like la acest clip și să dați neapărat subscribe și să aprindeți clopoțelul, deoarece mă ajută foarte mult chestia asta și vreau să postez din ce în ce mai multe videoclipuri pentru voi și neapărat să dați follow acela pe Instagram, deoarece acolo postez foarte multe mese sănătoase, idei de antrenamente și absolut tot ce mănânc în story. Și sigur vă ajută chestia asta. Avem primele două boluri, câte 50 de grame de ovăz, pe care o să-l preparăm cu 250 ml de lapte de cocos. La apple pie porridge o să tăiem mărul mărunt și banana la fel, după care o să îl băgăm într-un ibric. Nu vreau să mai folosesc microundele, am realizat că este mult mai bine să prepar ovăzul la ibric. După care la Oreo porridge o să fac un topping din iaurtul acesta, 5 grame din proteina cu caramel sărat de la My Protein. Deci proteina asta este efectiv cea mai bună și nu e vorba că sunt sponsorizat, dar spune și tu, Cristi, că totuși o folosești și tu. Adică din top arome din toată lumea. Eu nu recomand lucruri care nu sunt bune și credeți-mă că este foarte bună proteina. La fiecare porție de ovăz puteți adăuga și acest sirop fără zahăr. Are un gust foarte bun sau direct flavor drops, îndulcitor cu aromă de caramel. Eu îl folosesc pe acesta absolut la toate preparatele mele, fie că e vorba de brânză, cottage, iaurt, ovăz, în orice. Haideți să începem prepararea. Dăm drumul la cuptor, îl punem la 250 de grade să se încălzească până începem noi cu prepararea ovăzului. Întâi de toate vreau să pun ovăzul înăuntru. 150 de grame de ovăz și adăugăm laptele de cocos. Înainte de a-l adăuga, vă sfătuiesc să-l amestecați. Ceea ce este foarte interesant, nu știu dacă știați, acest lapte de cocos nu are zahăr adăugat și are doar 20 de calorii pe 100 de grame. Amestecăm ca să vedem cât de consistent este, deoarece vrem să ne iasă o prăjitură. Pentru a adăuga și niște grăsimi sănătoase, vă recomand să puneți aproximativ o linguriță de ulei de cocos peste. Cam 2 grame am pus. Grăsimi foarte sănătoase. Și acum vreau să tai mărunt niște bucățele de nectarină și să amestec înăuntru. Amestecăm acum puțin ca să se împrăștie nectarinele, să dea aromă ovăzului. Am adăugat și niște sirop de arțar cu 0 calorii de la My Protein. Și cam așa trebuie să arate produsul final. O să-l băgăm acum la cuptor, dar înainte de toate mai adăugăm și niște scorțișoară, deoarece este foarte sănătoasă. Lăsăm 10 minute pentru început, să vedem dacă se face, mă rog, 11. Și trecem la ovăz. Trecem la porici. Începem mai întâi cu laptele, punem 250 de ml de lapte, la care mai adăugăm niște flavor drops cu caramel. Cel mai bun lucru de pe pământ, fraților. Se face totul, efectiv. Punem pe foc. Și pregătim banana și mărul. Avem 100 de grame de banană. Luăm jumătate din acest măr, 100 de grame. Mereu îmi place să adaug fructele în oală, deoarece ovăzul prinde un gust foarte bun, fructele se înmoaie
și o să fie o consistență mult mai ok. În schimb, dacă am pune fructele după, ar fi tari, mărutare, nu, așa este ca un fel de prăjiturică, sincer să fiu. Facem acum și frosting-ul pe care o să-l punem deasupra ovăzului cu Oreo. Folosim 5 grame din această pudră proteică cu caramel sărat și neapărat, dacă vreți, dacă nu, oricum o să fie dulce, puneți și 2 flavor drops-uri. Dar credeți-mă, aceste 2 flavor drops-uri o să facă diferența. Adăugăm și niște scorțișoară, acum când se face, ca să prindă o aromă foarte bună. În caz că vă întrebați de ce folosesc scorțișoară la aproape toate mesele, mesele acestea sunt destul de dulci și high carb. Scorțișoara ține sub control insulina. Deci dacă aveți mese care au în compoziția lor fructe, ar fi această masă cu 100 de grame de banană și 100 de grame de măr, vă recomand să folosiți neapărat și scorțișoara. Adică nu neapărat, dar dacă vă place. Am lăsat puțin capacul peste. Doamne, doamne, ce a ieșit aici. Foa. Același lucru. Adăugăm 250 ml de lapte. Încă un tip pentru voi. Atunci când vreți să se răcească ovăzul repede, după ce îl preparați, puneți efectiv pe pervaz. Așa se răcește imediat și puteți să-l mâncați. Și adăugăm ovăzul și pentru al doilea preparat. Acest Oreo porridge este făcut cu Oreo fără zahăr. Da, ați auzit bine? Oreo fără zahăr. Cu cacao și cremă fără zahăr adăugat. Și un lucru foarte important este faptul că nu are grăsimi hidrogenate. Deci un biscuit are undeva la 40 de calorii. E ok în ceea ce privește aportul caloric. Diferența majoră este faptul că Oreo conține foarte mult zahăr, dar acest Oreo nu conține zahăr și ne ajută să fim sănătoși. Și din câte știu eu, dar nu sunt foarte sigur, avem voie să mâncăm undeva la 25 de grame de zahăr pe zi. Îl lăsăm să se facă și revenim cu produsele finale. Preparatele, fraților, haideți să le testăm și să ne vedeți cum mâncăm. Bă, vreau păreri sincere din partea ta, da? Da. Deci, zici sincer, vorbesc serios. Cum e? Super bună. Nectarina i-a dat ovozului cea mai bună aromă posibilă. Nu, așa. Și are... Da, îmi place așa. Mm-hmm. Și are consistența absolut perfectă. Noi am crezut că l-am ținut prea mult, dar este perfect. Hai să gustăm și din asta apple pie-ul. Hai aici, pui cu banana. Mamă, cum e ăsta. Ăsta e mult mai dulce. Și scorțișoara. Da, e mult mai dulce decât ăsta. Da, e. Însă este zahărul care intervine natural. Deci nu este o problemă. S-a gătit împreună cu banana, deci probabil de acolo este hele dulce. Nu am pus mai aproape și eu nu trebuie să mănânc, gata. Eu am gustat. Asta îi dau 10, ăsta îi dau 8.50 sau 9. Dar e bun rău, mă, și ăsta, nu vreau să dau niște, adică să nu-l compar cu ăsta, că ăsta e super bun. Păi n-ai cum să nu le compari, că trebuie să facem și un top. Păi eu dau notă doar după ce îl gust și pe ăsta ultimul. Da. Ia să vedem. Mamă, cum arată ăsta. Mi-a dat ochii peste capul de gust. Cum fac ca aia pe YouTube de gust mâncare. Nu pot să-i prepar, că văd când zici că stai peste cap. Ăsta e cel mai bun, frate. Nu cred. Baba. Ba. E cel mai bun, mă jur, mi-l dai mie să-l termin. Cel mai bun. Iaurtul are în el caramel sărat, proteina, da, de la MyProtein. Sau mai întâi să dau note. Ăsta 10, clar, 100% 10. Ăsta 8, 70.
și ăsta 8 fix. Dar toate trei sunt excelente, vi le recomand. Doar că am vrut să fim cât se poate de serioși în ceea ce... Adică nu vreau să le dăm la toate 10. Că sunt toate de 10, dar am vrut să facem un top. Și topul meu e, sincer, ăsta pe primul loc, clar. Ăsta, dacă îl mai îndulceam puțin, era pe locul 2 și ăsta pe locul 3. Și ca note, 10, 8, 8.50, cam așa. Și ăsta... Dar nu pot să cred că ăsta îți place cel mai puțin. 8, cam așa. Doamne, este cel mai bun, nu, la gust, la consistență. Ăsta mi-a fi plăcut cel mai mult dacă era rece. Deci trebuie să menționez faptul că ovozul era cald și am pus iaurtul peste și automat iaurtul s-a încălzit. Dar dacă era rece, era top. Păi eu numai așa îmi fac eu. Da, el mănâncă totul rece, eu nu. Mie îmi place oricum, mie îmi place mâncarea. Scrieți-mi în comentarii ce clipuri ați mai vrea să mai vedeți pe canal. Dacă vreți să mai vedeți clipuri în care eu fac mâncare, scrieți-mi asta. Sau dacă vreți să mai vedeți food challenge-uri. Am primit o reclamație de la el că nu era așa de dulce, așa că am adus siropul acesta fără zahăr de la MyProtein și i-a schimbat gustul, e mai dulce, e mai ok. Total, e mult mai bun acum. Păi fraților, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și un subscribe și neapărat să aprindeți clopoțelul ca să vedeți când postează nebunul la care face sala, adică eu. O să încep să postez și antrenamente, deoarece știm foarte bine că suntem maniaci, hashtag maniac, dacă știți deja faza. Matei a inventat acest trend și sper să fie un trend ca lumea pe YouTube, să se răspândească repede. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un follow pe Instagram, deoarece acolo postez nenumărate idei de mese și de antrenamente pentru voi și în fiecare zi postez absolut tot ce mănânc eu pe story. Până data viitoare, asta trebuia să fie un deficit, dar am mâncat caporcu acum, mă duc să scriu repede. Salut!